Oceanul planetar are o adâncime mai mare decât înălțimea celei mai mari clădiri de pe suprafața Pământului. În 2019, exploratorul Victor Vescovo a făcut 3 scufundări stabilind un nou record după ce a ajuns la o adâncime de aproape 11.000 de metri. Înălțimea media unui om este de aproximativ 16% din lungimea unei balene albastre, cel mai mare animal de pe Pământ. Balenele albastre vânează de obicei la adâncimi de aproximativ 100 de metri, în zona luminată a oceanului. Mai adânc la 200 de metri, USS Triton a devenit primul submarin care a făcut înconjurul Pământului în anul 1960. La 250 de metri a avut loc cea mai adâncă scufundare liberă din istorie, realizată de scafandrul de origine austriacă Helbert. Presiunea este de 26 de ori mai mare decât la suprafață, ceea ce ar zdrobi majoritatea plămânilor umani. Dar balenele albastre reușesc să se scufunde până la o adâncime maximă de 500 de metri, unde vânează pești giganți. În timpul scufundării, Helbert a dezvoltat un sindrom de decompresie sever care a dus la multiple accidente vasculare cerebrale. La 730 de metri ajungem în zona periculoasă pentru submarinele nucleare de atac moderne. La o adâncime mai mare, submarinul ar face implozie. La 6.000 de metri se află zona Handal, cea mai adâncă regiune a oceanului planetar care cuprinde și groapa Marianelor. Dacă ați răsturna muntele Everest în groapa Marianelor, vârful său ar ajunge până la aproape 9.000 de metri. Vescovo a făcut 3 scufundări în acel an și a stabilit nou record la cea de-a treia scufundare, ajungând la o adâncime de 11.000 de metri. Oamenii de știință au trimis mai multe submersibile fără echipaj uman pentru a explora Challenger Deep, inclusiv Kaiko, care a colectat peste 350 de pești de pe fundul mării între 1995 și 2003. Însă oamenii de știință estimează că există potențial mii de specii marine pe care încă nu le-am descoperit. Se estimează că oamenii au explorat între 5% și 10% din oceanele Pământului. Relatează Digi24.ro.